Vă spun că intenționam și mâine să mai avem o echipă care să vină. Pentru mine, așa cum am declarat mai de mult, doresc să încurajez lanțul integrat de industrie alimentară și am chemat și județul Botoșani într-un mare proiect. Cred că cele două județe care au peste 1 milion de locuitori și care au o suprafață agricolă mare au potențial uriaș în domeniul industriei alimentare. Aeroportul Salcea l-am terminat. Pista este modernă, europeană, pot veni Boeing-uri cu capacitate de 300 de tone, deci scopul nostru este să deschidem și o linie cargo de marfă. Astăzi suntem într-o vizită și la Botoșani pentru a vizita ferme și unități de procesare în domeniul fermii de oaie, export către țările arabe. Sunt de față și ambasadorul României în Qatar, și un om de afaceri foarte important care e trimis de guvernul din Qatar, un om care discută de câteva sute de tone de carne congelată, refrigerată și chiar și animale în viu, să cumpere, mă refer la carnea de oaie, de pasăre, brânză, legume, fructe. Și am vrut să arătăm potențialul zonei. Ne-am referit la o rază de 150 de kilometri în jurul aeroportului de la Suceava. Va trebui să încurajăm fermierii să se asocieze cu procesatorii și dacă vom asigura piață la nivelul ăsta pentru început 100-200 de tone de carne, cred că vor avea și crescătorii de ovine de câștigat și procesatorii și România și vor avea și partenerii. Ce vrea partea din Qatar, vrea un parteneriat pe termen lung și am discutat de dimineață să ne trimită o echipă de specialiști pentru a face schema pas cu pas de funcționare. Le-am explicat că marea parte a oilor sunt crescute în liber la noi. E procedeu extensiv. Stânile care au 300-600 de capete și 7-8 luni pe an sunt la pășunat. Numai în perioada de iarnă este furajare și mai un specific, mai ales pentru zonele de munte. Producția este bio în procent de 80%. Nu se fertilizează, nu se dau furaje intensive și trebuie și acest lucru de ținut cont. Cred că putem lega ceva, de aceea eu voi insista până ce se organizează crescătorii de animale să câștige și ei. Uitați-vă că până acum am vândut la a doua, la a treia, la a patra mână și o câștigat samsarii și intermediari. Asta discutăm cu cei din Qatar, care sunt în centrul Golfului. De acolo se duce către Arabia Saudită, către Emirate, către Bahrain, către Iran, către toate țările consumatoare de carne de oaie. Poate fi un pod și o centură, dacă vreți, acolo cu această materie primă. Vreau să facem parteneriate. Îmi doresc foarte mult asociațiile de crescători de animale să se organizeze și să furnizeze constant aceste cantități și să căutăm și alte piețe. Așteptăm și ministrul agriculturii din Cuveit să vină încoace și sâmbătă la Suceava va fi premierul Cioloș și premierul polonez la o discuție bilaterală. Eu am mai discutat, dar vreau să discut în continuare mari proiecte europene pentru industria alimentară. Odată să introducem în marile magazine produse românești fabricate aici. Vezi că avem lege cu 51% produse din România, dar nu știu dacă le procesăm. Și va trebui să încurajăm industria românească să proceseze și să căutăm piețe de export. În cazul de față, uitați-vă că seceta lovește și primii care suferă sunt tot fermierii, crescătorii de animale. Și aici va trebui să fim mai aproape de ei și la despăgubiri, și sunt convins că Botoșaniu a cerut acest lucru, dar să le asigurăm piețe pentru vânzare. Eu aștept mult de la acest gen de acțiuni, nu mă voi opri cu această acțiune. Vreau linii cargo în aeroportul de la Suceava pentru export și să începem cu carnea de oaie pentru că are foarte mare căutare.